Salutare, bă, fraților, bine v-am regăsit la un nou episod din Forza Horizon 4 alături de prietenii mei care nu sunt astăzi lângă noi, dar și voi totuși sunt în inimile noastre. Adică, vreau să facem astăzi un nou episod de, după cum puteți vedea, avem acolo roata norocului, care o să aleagă de data asta, afară de like-uri și dislike-uri și așa mai departe, cu ce o să concurăm, adică tastatură, manetă sau volan. Deci, unul o să aibă tastatura, altul maneta, altul volanul. Așa că... Bravo, mă, deșteptule! Da, mă, prietene! Asta este cineva... Bine că oricum, practic, până acum n-am fost tocmai corect făcut, doar că de data asta este vorba de noroc. O să dăm întâi la roata abonaților, ca să vedem ce o să trebuiască să faceți voi pentru acest video. Original. Și să vedem 20.000 de like-uri, aparent este cel mai mare premiu, ca să zic așa. 20.000 de like-uri, bă, fraților, apăsați acum butonul de like, vă rog eu frumos, să strângem frumoasa sumă de 20.000 de like-uri, care aproape s-a strâns de fiecare dată, chiar dacă n-au picat, dar tin să vă mulțumesc frumos și pentru ele. Și haide să dăm la și la volan. Cine vrea, bă, băieți, să dea primul? Hai. Eu. Tu? Hai să vedem, să sperăm că îi pică lui Grasul volanul. Să sperăm că nu. I-a picat manetă Grasului. Maaa, păi eu pot scot atunci volanul. Da, ok. Îi dau remove acum pentru că a picat deja. Și Andrew, vrei tu să dai? Bă, de cum vrei tu. Bine, oricum ești 50-50 șansă. Volan, bă. Volan? Da, deci eu am tastatură, aparent. Păi da, bă, dar ar fi bine să luăm aceeași mașină, bă. Cum aceeași mașină, mă? Nu. Din potrivă, ăla cu volanul ar trebui să-și ia o mașină ceva mai ok, să știi. Putem să luăm și aceeași mașină, dar măcar să luăm una bună. Da, corect. Bă, haide să oprim, să oprim roata. O să dau aici. Oprim și pe asta, bă. Am oprit roata, să sperăm că s-a văzut bine, totuși. Așa ar trebui. Asta, bă. Bă, voi ce aveți? Și acum o să oprim puțin ca să-mi scot și eu volanul și revenim. Bă, fraților, am scos volanul, am pus tastatura, Grasul are maneta și Lecturicu are volanul. Nu avem de ce să mințim, pentru că e în avantajul nostru. Așa că o să alegem o mașină pe care o avem toți, și anume, ce zici, să luăm Ferrari TDF-ul, da? Haideți la Ferrari și să luăm TDF-ul și să-l modificăm complet așa cum dorim noi. Dacă vreți să-l lăsați spate, lăsați spate. Dacă vreți să-l faceți 4x4, îl faceți 4x4, prietenii mei, că nu pune nimeni presiune pe voi, sincer vă zic. Da, chiar vreau să-l las spate. El voia să lase spate, eu nu vreau să las spate pentru că e scârbos spate. Bă, dar asta nu poți să-i schimbi motorul. Wow, ce șmecherie. Wow. Haideți să verificăm dacă le are pe toate în rest făcute. Lectoricurile nu prea ți-aș indica să-l lași spate, sincer, dar treaba ta. Păi eu glumeam, îmi pui. Ok, pui, bă, mei. Aparent sunt făcute astea pe aici, să vedem. Bă, Grase, tu nu spui niciun cuvânt. Pentru că mi se pare că asta schimbă... Mă obișnuiesc cu Ferrari-ul ăsta și mi-e foarte ciudat, Grasule, că mi se pare prea simplu, dar mi se pare greu până la urma urmei, că nu mai sunt obișnuit. Bă, să știi că nu e... adică te obișnuiești oarecum, sau te... nu că te obișnuiești cu volanul, cât că te dezobișnuiești cu maneta. Bă, le are pe toate făcute, în rest, și la motor cred că sigur le are, ia să vedem. Da. Bă, băieți, nu activăm damage-ul pentru că Andrew e cu volanul, așa că o să lăsăm tot așa. Am făcut-o 4x4 și să îi dăm bice. Ia să fac și eu asta mare. Așa, perfect. Îmi dau un pic mai așa. Bun, prieteni, sunteți pregătiți? Da! Mă duc să fac... ce să facem, bă? Ura, mea, Grasule, ea mea! Ce cursă să facem noi? Băi, Goliatul normal eu nu l-am mai făcut de ceva timp. Aia ta lungă, mă. L-ați făcut, a? Pe aia lungă. Pe aia mea? Da! Lungă ca să mă puneți presiune pe mine. Nu, bă, ce presiune punem pe tine, prietene? Nu punem nicio presiune. Bă, adevărul e că e cam scârboasă cursa asta. Dar haide să vedem. Că n-am mai... O să trebuiască să mai fac eu una. Dar să vedem, nu știu dacă o să... Bă, ce ziceți, băieți, să facem tot așa, să o fac tot așa lungă? Sau să o fac mai mică și mai compactă, așa, mai drăgălașă, să zic. Mamă, eu acum trebuie să schimb vitezele din tastatură. Aha, m-am dus pe cioacă, bă. Păi nu mă, păi da de-mă pe automat, băule. Eu nu o dădui pe automat, în mod normal, Grasule, n-ar trebui să o dai pe automat. Păi de ce mă, pe ori jucăm, pe ce păi vrei să cum, fac, joci din tastatură, dar ce ăla e pe automat, ți se pare, pe volan. Păi și el are cu ce să schimbe, are padele, păi eu și eu am butoane. Și tu păi ai da, RS și are cu alea. La îndemână, eu nu le am. Cum n-ai mă, nu pe contează. Manetă, padelele la îndemână, am ești ce bă de aici? Bă, dă-o bă pe automat. Păi prea târziu, că... ăla e trișor, fraților. Mamă, să vezi ce o să pățesc cu schimbatul vitezelor, pe bune.
Că din tastatură chiar că nu sunt obișnuit. Dă-o înapoi, dă iarăși, că o dau pe manual. Lasă-mă acum, ce mai e? Mai stăm să pierdem timpul. Hai, frate, că oricum pierzi. Asta e. Eu o să fiu cel mai slab. Bă, ăla e cam cel mai neîndreptățit, dar să știi că o să fie nasul. Bă, după ce n-am mai jucat deloc pe manetă, mi se pare tare ciudat. Bă, am avut o mică problemă și mi s-a blocat jocul, că nu scosese volanul. În orice caz, am reușit până la urmă să intrăm din nou. Și o să începem cursa, să vedem cam... Bă, aici nu e vorba de ăsta care nu se lovește, e vorba de care se lovește cel mai puțin, că cred că de lovit o să ne lovim toți, că e destul de dubioasă cursa, plus că sunt liniile alea, că noi ne cam ghidăm și după ele. Ce? Ce faci, Gasule? A, salut! De ce nu zis să-i duc? Păi nu zis să-i, mă, că dau drumul la cursă. A, zis să dar nu mă interesă. A, da, așa da. Așa merge, da. Păi în puii mei stau să mă complic cu toți, ca să nu mai zic ce. Corect. Să-l bat cu ăsta de fiecare... Ia, uite și tu, dau în casă aproape. Hai, pa, Grasule! Ce-o uși, Grasule? Băi, tu știi cum s-a dus? Păi dacă ăsta face cele mai idiote curse pe care le poți face. Da, bă, las că nu să-ți mai dau să te joci. Da, bă, tu deja și nu când mai ai face din aia, asta a fost prima... A fost prima mea cursă, ce voiai? Mamă, hai că ies și eu în decor, ceva de speriat. Iar ieși. Maaa, Grasule, te-ești prost, bă, nu e vorba de cursă, bă. Am frânele de pe cu ăla, bă, să-mi bat piciorul, când frânele se blochează roata. Păi ce, n-ai ABS-ul? N-ai ABS-ul? Nu. Aaa, păi dacă ești frânele... Eu, da. De ce, și pe volanul ai? Păi da, dar pe volan oricum nu te deranjează. Păi pe volan cu ce te deranjează, mă, că oricum nu-i dai blană la frână. Prezența. Aia, da. Să-l bate cu ea pe tastatură, fix ce trebuia lui. Bă, păi pe manetă mă crezi că cred că era mai rău decât pe volan, că pe manetă n-am jucat niciodată. Pe manetă chiar n-am jucat niciodată. Dar a fost să-i bulan. Dar stare curios să dacă spica maneta ce făceai tu. Mă duceam pe ceacă, mă duceam acum. Nu, dar de unde o luai? De la mine. A, de unde o luam? Păi de prost credeți că dăduier? Dobitocilor, că vă văzurăți. Am un doi ce vedea după mine. Bă, dar tu de ce ai jantele roz? Așa l-am făcut. Că e fetiță. Bă, da, așa să știi că se ține ok. Voi toți în puii mei schimbați, nici măcar vitezele nu sunteți în stare să vi le schimbați singur. Bă, eu îmi schimb vitezele, ce-ai? Da? Păi da. Schimbă și pe asta, bă. Eu îmi schimb singur vitezele și e nasol că-s pe tastatură și nu sunt obișnuit. Chiar nu sunt obișnuit deloc. Ai grijă aici, Grasule, că e pit ciocanul. Hai, du-te, prietene. Hai, Sebică, hai. Eu pe curve trebuie să-i fac pe prietenii mei, bă. Că avem aceeași mașină, în rest. Da, bă, tu ești tank, ce? Mersi, prietene. Apreciez cuvintele dulci pe care mi le grești. Da, și era tai checkpoint-ul. Maaaaaa! Pe el de abes și pe morții. Bă, vezi că tu dacă te face ăla cu volanul, ești prost? Că tu nici măcar n-ai ălea să schimbi vitezele, nebunule. Lași, mă, în pula mea! Propriu cum e prost în pui mei, bă, bine, de fapt vorbesc cu... Și am aș pe morții lui de abes, că nu pot, că frânez și mă duc sanie. Da, frânează și mai încet. Păi dacă... Păi și de ce, bă, că îl frânează în ultimul moment? Păi dă maxim. Hai, du-te, Sebică! Bă, oricum... Păi, dar tu știi când a pus ăsta roșu și când e ca lumea? Ce să faci, frate, aia e? Mergi la ghici, prietene. Dezactivează-ți-le de tot dacă nu-ți convine. Să te văd atunci. Ca așa măcar vezi drumul pe unde vine. Chiar dacă sunt ăștia roșii. Mamă! Aha, arată ce point-ul. Shit! Bă, și mă și gândi că am viteză prea mare. Bă, dar ia și vei ceva viteză asta, bă. Ce? Ia. Ce zici, băi, Andrew? Păi ia ceva viteză de telefon ăsta. Ia, 411. Ce 411? Că am 430. Da, cum iarăși ratai. Da, te morți, mă! Cred că era de ratat și tu și-l bătii cu el. Cred că da.
Și eu nu ratai pe ăla. Eu te-am auzit pe tine și nu ratai. Păi da, dar la... Da, ia... Mi se blocase... Bă, nu, eu cred că trebuie să dau restart la calculator curând. Mi se blocase Forza-ul de tot gen. Dar bine că își reveni. Trebuie să-i dau restart, bă, că nu se mai poate. Ia uite, știu, m-a ajuns ăsta, că e și... Acum chiar nu fu vina mea, mi se blocă Forza-ul. Aha! Salut! Pălare Aves, bă, ce cel mie de schimbat un video, bă, tu compara aia cu Aves-ul. Ia să frânezi tu, stătă-te duci, Sanie, să vezi cum e. Păi, bă, bă, tu de pe manetă poți să frânezi încet, prostule. Eu de pe tastatură nu pot să frânez încet. Păi și degeaba frânezi încet la viteză, că mă luai după tine, iar. Păi, bă, eu pot, că eu am manetă. Ce stă electric cu curul meu, bă? Da, și n-ar meu, cum vezi că e curbă periculoasă, bă. Periculoasă și tu, bă. Mersi. Ce ai, bă, de dai mine, nesânțuture? Ia uite la asta ce-am făcut! Ce scârbos, bă! Bă, sincer, nu prea vrut să-i, dar nici nu mă chinui prea tare să te evit. Și că nu prea vrut să-i, că intră direct în mine! Da. Bă, eu am volan, bă, mie-mi fuge, ce vrei? Bă, las-o! Ce vrăjeli? Eu am volan, mie-mi fuge, auzi? Bă, trebuie să demonstrez la toată lumea că sunt cel mai bun șofer. Bravo! Dând în mine! Cal peste cadavre, cadavre sălbatic, bă. Mulțumesc, bă. Dar e cadavrul, asta, bă. E cadavrul lui frate tău, bă. Nu e frumos. Nu e frumos. Corect. Hai, prietene, hai. Aici cred că ar trebui să o las un pic. Un pic mai mult trebuie, îl luai, nu-l luai? Eu o lăsai. Îl luai, nu-l luai, îl luai. Îl luai. Bă! What the fuck? Ce? Ușor, ușor. Nu vreau să-mi ia curba, deci mă jur că ținea maxim stânga, nu știu ce fu. Eram în aer? Nu eram în aer, what the fuck? Mamă, ce mă speriai. Dacă eram pe volan acolo, mă făceam. Aha, m-a făcut căcator. Da, bă, tu schimbi vitezele, la nu le schimbă. Păi e nasol, bă, că nu s-o obișnuit. Ce butoane schimb? Din ălea de pe R-urile și L-urile. De sus fac ceva? De sus? Da. Ce? Cam ce fac ea? Una e camera. Așa, și la ce trebuie camera? Păi mai schimbă și tu camera. Hai, bă, lasă-mă că ăla e nebun, bă. Și da, știi că ai două butoane, L1 și R1, L2 și R2, nu? Aha. Da. Așa. Și? De pe alealte ce faci? Nu știu, de pe de pe unele accelerează. A. Alea două de jos accelerează și pune frâna. Nu știu, că n-am jucat de pe manetă. Mai de mult. Mamă, ce mereu mă fur aici, n-am văzut așa ceva. Unde se fură? Să nu mă fur. Aici, că vine curba asta, vine la dreapta și după aia imediat la stânga. Și am așa pe tine, că tu fusești aici lângă mine și văzuși. Salut! Deci, da, mereu mă fur aici. Da, și e și ce foi tu pus. Da, te morți, mă, tu. Odată o luai și-o prin boscheți și... A, crezi că te duci în casă. Nu, dar... Care e casă scămași. Ieși până puțin în decor și zici, bă, stai așa, o să mai fac o plană. Trec ușor, dă un pop. Aha. Salut, Sălbaticule. Salut. Și aici am furat de o grămadă de ori. Aaaa, cine a făcut cursa asta? Unu. Era să mă fur și a doua oară la cât de prost sunt. Bă, nu știu, băieți, eu mă apuc aici să plec încet ca să nu avem probleme. Păi pe aici nici nu poți să-i dai, cine știe ce, sincer. Da, nu prea. Bă, deci mă sparge frâna asta, futu-ți morții, mătii de frână! Frânezi și mă duc sani, ești nebun! Dacă ești obișnuit să frânezi prea brusc grasurile, ca și în realitate. Bă, da, grasurile, dar bă, cum să duci din asta, timp dacă frânezi în curul lor? Da. Se fac prea mea turicul? Se bag în curul lor. Bă, scârba, nu vreau să zică nimic, să nu mă prind, bă! A, păi nu, dar nu-mi dădui seama, eram concentrat pe altceva. Bă, dar ia mai fluent curbele, sincer. Mie-mi dă maxim de volan. De volan, bine, de
Na. Eu te dădui inferioară în loc să-i dau. Da, no, no, no. O sparg, o sparg. Futu-ți morți, mătii. Futu-ți familia în gura mătii de frână împuțită. Scuze, bă, mă. Ce faci, mă? Mă, nu eram atent. Nu eram atent, dar nu știu de ce era. Tu ascultam pe ăla cum jură ca prost. Deci cum apropii de voi, eu curbă unde mă duc fanie? Ce zici, Arud? Dacă nu eram eu acolo, te făceai și mai praf. Da, da, da. Mă duceam rău, de cred că nu l-am checkpoint, duceai. Mamă, ieși pe contrașans, stai. Că acum e momentul. Aha, ce e momentul că nu puteai să trec de el? De ce nu mă lovești? Nu ne simți no, bun. Nu, 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 m-aș futu. Suntem prieteni. Morți, mati! Nu cu o sparge, mă! Ce slab nu suport! Că mă duc sanie, frânești cu tine, tu. După ce că nu schimbi vitezele scârbă ordinară ce ești? Bă, nu zic, nu zic că e, ba, mă, dar luași toate zidurile ăștia în brațe, bă. Mă panichez în puii mei că te văd în spatele meu. Salut, bă. Nu, că aici stau, aici stau. Ia zi, bă, că când ai jucat vreodată fără ABS pe manetă? Frodo, te-ai jucat vreodată, mă, fără ABS? Eu nu mai aveam ABS-ul cu mult înainte să iau volanul. Nu există așa ceva. Hai, bă, du-te. Vitezele, mătii. Ia! Era nu pe roșu. Nu te cred! Aba, nu, chiar trebuia să fie pe roșu aici. Aici cred că lăsasem telefonul jos. Ba, nu, e bug, e bug! Da-te mort! Deci nu l-ai checkpoint-ul și cu o oră înainte îmi zice că nu-l luai. No, e pa. Așa se face. Hai, băi! Deci, ce mă pierdui deci trecui secunde bune și îmi zice că nu-l luai. Păi da, așa face. Păi de ce faci așa? Că nu la celălalt nu faci așa. Păi ce vrei, bă? E vina mea. Așa e la custom. Pierdui 30 de secunde, ești nebun. Hai că exagerași. Oricum, să mor dacă te mint 30 de secunde, că nu știam unde... Asta grasul. Păi nu vă mai ajung pe la pentru că mi se întâmplă acum. Eu inițial crezui că mai fă un checkpoint și arătai, mă uiteam, unde e? A, așa ne ajungeai, a? Da! Bă, vă vedeam, bă, proștilor. Bă, să-mi ba piciorul, bă! Nu, îmi ba pula în familia lui. Nu mai ajung fără... Yes. La limită ratai. Salut, bă, grasule, ce faci, bă? Îmi ba piciorul, da, bă, morții, mă, e crimă fără ABS. Mă spar să ești nebun, deci îmi scoar să toți nervii pe aia din mine. Spar, spar să cea canielul. Da. Da, o bă, că e crimă. Bă, da, ce să țină lecturicul ăla, bă? Deci pierdui bine din cauza... Bine că și mie mi-e cam frică să-i dau, sincer, acum. Mai bine schimbam, bă, și n-aveam nici cea mai mică problemă. Găseam eu cum da cu ABS-ul, crimă. Da, nu, hai, mă, întoarce-te volanul puțin. Întoarce-l invers și eu dădui... Stai liniștit, bă, că dădui în pom. Vino încoa. Și eu. Nu te speria. Că dădui în ditai pomul. Așa, dă-i cu limba, dă-i cu limba. Hai că nu mai am. Lăsați-mă în pace, că am aici... Pișat, pe tine, telefon! Ce să-i enervează ăștia, bă! YouTuber profesional, bă. Bine că și eu cred că mă... Și eu cred că mă enervam. Omor. Dacă eram pe volan. Mamă, săraca Andra. Da, am pierdut concentrarea. Mamă, dau cu pumnul în el. Unde e? Mamă, dacă... Mamă, omor. Omor. Bă, ăștia-s de buni, bă. Da, bă, că nu bă, cred că mă mai luai, bă. Că nu mă mai lovi. Păi... Bine, că nici nu mai fu presiune pe mine, ce-i drept. Da, te morți. Da, nu mai poți, nu poți să mai dau rewind. Cum adică? Aaa, păi ești la sfârșitul cursei, bă, de-aia. La sfârșit nu mai merge să dai rewind. Deci uite și tu, deci toată cursa nu mă tamponai când mă tamponai de când mă sună telefonul. Grasule, tu nu cred că o termin, eu. O termin, mă, eu mă mai joc, ești nebun. Fără Victor. Ăla, dar tu rage quit, bă. Deci ăsta fucking, bă. Bă, fraților, cam asta o să fie cu episodul. Nu uitați să vă abonați, să dați și voi un like dacă v-a plăcut. Și noi o să ne vedem data viitoare. Vă pup, pa, pa.